Experiența alegerilor într-un stat democratic, și mă refer aici la statul de drept care se dorește a fi România, s-a constatat că alegerile din două tururi, toate tipurile de alegeri, sunt cele mai benefice, cele mai reprezentative pentru populație. Spun acest lucru pentru că dacă ar fi să facem un exercițiu matematic, să spunem, de exemplu, municipiul Pitești are 182.000 de locuitori. Dintre aceștia, 155.000 cu drept de vot. Dacă ar fi, într-un caz ipotetic, să spunem că în primul tur primul candidat ar obține 30% de voturi, al doilea, să spunem, 25%, al treilea, 15% și restul de 30% alții sau voturi nule, am constatat că cel care a obținut 30% dintr-o participare doar de 40%, cât a fost media în ultimii 20 de ani la locale, ar obține doar 18.000 de voturi. Adică, raportând la 180.000 de locuitori, ar fi doar un 10%.